Dominant, acesta este sentimentul. Eu știu lucrul acesta pentru că am fost în familie de evrei când mama s-a căsătorit cu tata și am avut neamuri evreiești. Evreii care au Vechiul Testament nu înțeleg ce se întâmplă cu ortodoxia, de ce se îmbracă toți în negru, o biserică care este în doliu tot timpul. Le groază că ar putea intra într-o clădire de biserică ortodoxă, că e întunecată, este așa cum este. Groază pentru noi, pentru evrei, să intrăm într-o biserică din aceasta a temei, a fricii. Relația evreilor cu Dumnezeu este cu totul alta și nu e cazul să o spun acum. Dumnezeu nu i-a lăsat pe copiii lui evrei niciodată să intre în templu. E singurul popor la care Dumnezeu le-a făcut un templu, dar a zis nu intrați niciodată în el. Pentru că nu vreau să vă întâlniți cu mine în templu. Cu mine trebuie să vă întâlniți acolo în corturi și la câmp și unde stați și în căruță și așa mai departe. Sunt Dumnezeul vostru de fiecare zi. Nu mă închideți pe mine în biserică, cum fac românii, ca să fie mai liberi în lume și veniți numai o dată pe lună la mine sau o dată pe an. Templul rămâne gol, intră numai preotul și cu slujba lui, dar voi nu intrați. Mă luați și stau acolo cu voi acasă. Și asta e de Dumnezeu nostru al evreilor. E tare greu pentru noi să intrăm în frica asta. A doua biserică, ramara a bisericii, spunea teologul rus, s-a născut predominant de la reformă încoace și se numesc bisericile Fiului. Acestea sunt bisericile în care cum intri se vorbește de cine? De Domnul Iisus. Parcă nici există și Tatăl, există și Duhul Sfânt, dar l-ai primit pe Domnul Iisus? Nu l-ai primit pe Domnul Iisus? Cum nu l-ai primit pe Domnul Iisus? Dacă întrebi pe un frate catolic sau ortodox, zice, ups, ce e aia? Dar ăștia tot ziua vorbesc despre Iisus. Iisus în jos, Iisus în jos. Prieten, Iisus al meu, prieten bun. Iisus în dreapta, Iisus în stânga. Iisus ne luăm de gât cu El, mergem, facem. Iisus al nostru, tot Iisus este. Și a treia ramură a bisericii este biserica mai recentă vorbind, biserica Mișcarea Carismatică, strada Azusa, care este biserica, dacă a fost Tată, Fiul, ce rămâne? A Duhului. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? De parcă de 2000 de ani Duhul Sfânt n-a lucrat. De parcă Duhul Sfânt n-a lucrat în Biserica Catolică niciodată. De parcă până să apară penticostalii în secolul trecut, Dumnezeu n-a avut copii pe fața Pământului. N-au fost născuți din nou, că n-au vorbit în limbi, n-au făcut cutare. Îndrăgostiți de Duhul Sfânt. Și teologul rus a spus, acestea sunt cele trei mari familii, acum nu înseamnă că aici nu e, dar predominant sunt ale Tatălui, ale Fiului și ale Duhului. Astea ale Tatălui, l-au și pe Fiul. La Fiul se ajunge mai greu, se ajunge prin Fecioara Maria, se ajunge prin Sfinți, nu ajunge, dar Fiul este acolo. Au și pe Duhul Sfânt, au existat călugări, monarhi care au fost profeți, au fost oameni de o duhovnicie extraordinară, care au avut viziuni, care au făcut lucrări la care se ducea lumea pentru vindecare. Dar nu prioritar în bisericile acestea tradiționale, mai puțin. Ăștia care l-au pe Fiul nu înseamnă că nu se tem de Dumnezeu. Însă du-te la ei, domne, e lumină, e cu chitara, domne, Păi pentru noi care suntem ortodoxi sau catolici, ce e acolo, casă de cultură, ce e? Înțelegeți? Ce-a văzut teologul rus la perspectiva aceasta asupra istoriei? Că există biserici, grupuri mari, pe secole, pe mii de oameni, pe milioane de oameni, care predominant se centrează în Tatăl, altele care se centrează în Fiul și altele care se centrează în Duhul Sfânt. Și el întreabă la sfârșit, după părerea dumneavoastră, cum e mai bine? Mâna sus, ridicăm, votăm? Cum e mai bine? Veți spune, frate, n-ai uitat unde suntem membri? E clar că am votat când ne-am făcut membri. Și el răspunde, cel mai bine ar fi dacă fiecare biserică și-ar echilibra închinarea și ar face în așa fel încât să se închine și Tatălui, și Fiului, și Duhului Sfânt în aceeași măsură. Doamne, ajută-ne! Bine ar fi ca Fiul să fie reașezat pe tronul inimilor și să fie mântuitorul adulților care să-L primească conștient în bisericile tradiționale. Dar bine ar fi și ca
Bisericile Fiului să nu uite teama de Dumnezeu. Spuneți acesta în patul vostrului și apoi tăceți. Cutremurați-vă și nu... Să nu credeți ca un lucru de apucat, mântuit, odată mântuit pentru totdeauna, fac ce vreau, că am asigurare de foc și nu mă mai duc în iad, gata. Tatăl este acolo și Duhul Sfânt este agentul prin care lucrează Tatăl și Fiul. Tatăl plănuiește, Domnul Iisus poruncește, Duhul Sfânt înfăptuiește. Nimic nu se face fără Duhul Sfânt, nimic nu se mișcă în Universul lui Dumnezeu fără Duhul Sfânt, nimic nu se mișcă în inima și în mintea ta sau în Biserica lui Hristos fără Duhul Sfânt. Rusul ăsta spunea, bine ar fi dacă fiecare ramul a bisericii ar prețui ce are cealaltă și s-ar completa în așa fel încât fiecare să se echilibreze. Doamne ajută! Am spus eu ceva dumneavoastră? Pot să mă opresc, vorba fratelui, dumneata le dai și fugi. Dar mai am câteva lucruri pe care aș vrea să vi le spun, dacă mă lăsați. Și aș propune să cântăm o cântare.